Șeful Comisiei Libe reacție cu privire la lista neagră. Două puncte, sunt îngrijorat. Voi contacta Comisia Europeană. Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi și Liberty, i-a răspuns Sabine Iosub, în urma dezvăluirilor făcute de Antena 3, privind listele negre de la Bruxelles. Ca președinte al Comisiei Libe sunt îngrijorat de documentele prezentate și voi contacta Comisia Europeană, a spus Claude Moraes. Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României, care prezintă o listă de 21 de cerințe ale Comisiei Europene în lecturi cu MCV, prezentat de Antena 3. Unul dintre puncte prevede descrierea situației și stabilirea pasublinierilor de urmat în cazuri de corupție cunoscute, fiind date sublinierei nume, Gheorghe Hopus, Adrian Nestase, Erban Beredi subliniere Teanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme subliniere, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiariu.